Ce a însemnat expoziția Gopo în cadrul centenarului Gopo la Muzeul Casa Sfatului, Muzeul de Istorie din Brașov? Da. Este una dintre cele mai frumoase surprize din cariera mea de director de muzeu, de istoric și de autor de expoziții. L-am admirat, cred că din momentul în care faci ochi și începi să pricepi ceva din cultură, n-ai cum să nu-l admiri pe Ion Popescu Gopo. Dar nu visam că o să ajung să fac o expoziție despre Ion Popescu Gopo. Pentru mine este un geniu al artei românești. E clar că e prețuit în întreaga lume. Ca unul dintre cei mai importanți autori de filme de animație. Dar iată, am avut ocazia să-l descoperim pe Gopo în mai multe ipostaze, și în ipostaza de desenator, și în ipostaza de autor de filme artistice. E fascinant, a fost frumos, am fost aproape așa într-o transă când am lucrat la această expoziție. Lucrurile mi-au venit firesc și cumva am împărțit lumea lui Gopo în alb și negru și apoi într-o lume cu multe culori, pentru că simt că această scurtă istorie despre Gopo cumva prinde cele două părți ale vieții lui Gopo. Mulți au împărțit și opera și l-au împărțit și pe el ca om în alb și negru, ceea ce este nedrept, pentru că indiferent cât de apropiată sau îndepărtată a fost relația sa cu cei care au condus România după 1947, nimeni nu poate contesta geniul lui Gopo. Apoi avem lumea lui Gopo din studio, dintre prieteni, o lume din sările de spectacol, din sările de cinema, din cărți, o lume care, chiar dacă era sub formă de film al negru sau desenat al negru, era o lume plină de culori, de bucurie, de intensitate, de farmec. Și plecând de la aceste două, din punctul meu de vedere, două trăsături, am dezvoltat această expoziție. Am fost și norocos, pentru că sunt convins că sunt colegi din țară care mă invidiază, care și-ar fi dorit să fie curatorii expoziției centenarului Gopo. Dar pe de altă parte, doar la Brașov am un festival internațional de benzi desenate, doar la Brașov aplicăm ceea ce cu mult succes aplică colegii din Belgia sau din Franța, adică să transformăm filmul, banda desenată sau altă artă grafică, să-i dăm trei dimensiuni, să o scoatem de pe peliculă, să o scoatem din carte, de pe planșă, acea imagine, și să-i dăm contur, să-i dăm dimensiuni, să facem o poveste din ea. Poate așa a vrut și Gopo, pentru că îi plăceau poveștile. Sper că povestea mea o să fie savurată și o să aibă zâmbetul lui Gopo pe fața fiecărui vizitator. Sunt două premiere la această expoziție. Este faptul că pentru prima dată studio de animație AnimaFilm colaborează pentru o asemenea importantă activitate culturală și de asemenea ați reușit un lucru minunat, să scoateți la lumină din arhiva Gopo pe care o deține Arhiva Națională de Filme niște lucruri cu totul și cu totul impresionante. Este o spargere de gheață, un spărgător de gheață ați fost în acest domeniu. Veți încerca să continuați această colaborare, ținând cont că anul viitor AnimaFilm-ul împlinește 60 de ani. Da, nu este meritul meu principal. Meritul principal este al doamnei Anca Moscu și al dumneavoastră. Apoi, da, am reușit și instituțional și colegial să formăm o echipă foarte bună cu AnimaFilm și cu Arhivele Naționale de Film.
Și cred că și colegii noștri din București sunt mândri de ce a ieșit. Totuși ne aflăm într-un spațiu muzeal de prestigiu, în care sunt întrunite toate condițiile de conservare, patrimoniu și de microclimat și de securitate. Și Brașovul încet încet se impune ca o capitală a artei grafice, în mod sigur a benzii desenate, și mi-aș dori să continuăm colaborarea. Sunt sigur că o să continuăm colaborarea și mi-aș dori și drumul expoziției Gopo să nu se oprească, să nu înceapă să se oprească la Brașov, să meargă mai departe în țară și de ce nu în străinătate. Eu sunt foarte mulțumit de colaborarea cu ANF-ul și cu Anima Film. Sunt fericit că în condiții vitrege au reușit să păstreze acest patrimoniu istoric format din opera lui Gopo. Sunt convins că în depozitele celor două instituții mai sunt și alte opere foarte valoroase pe alte teme și sper să fie un parteneriat de drum lung, ce am început anul acesta, sub semnul respectului și al iubirii de Gopo. În 2024, Festivalul Internațional de Benzi Desenate de la Brașov merge la școală, împlinește 7 ani, dacă nu mă înșel. Puteți să ne spuneți pe scurt 3 elemente pe care vreți să le atingeți la ediția a 7-a? Da, la noi alfabetizarea a început mai repede, așa, am învățat din grădiniță, dacă e să rămân în metafora dumneavoastră, ce înseamnă să faci un festival internațional de bandă desenată, ce înseamnă să faci expoziții care să schimbe puțin optica muzeală în privința benzii desenate, ce înseamnă să aduci personalități, să le creezi așa un cadru prietenos în care se simtă confortabil și să fie foarte aproape de cei care îi admiră. Deci partea asta, cu asta cred că s-a născut festivalul. Știți, orice om are în ADN trăsăturile părinților și eu zic că festivalul nostru s-a născut cu niște lucruri foarte clare. Și anul viitor o să fie o tematică istorică, o tematică însă cu impact internațional, cum am reușit să facem la ultimile ediții. Nu se poate altfel și nici nu vrem să se poată altfel, pentru că iată deja începem să contăm pe plan internațional, să avem oaspeți foarte importanți la festivalul nostru și deja am întins niște punți la această ediție către un festival foarte important din Franța, festivalul de la Lyon. Și clar, vom avea un schimb de expoziție anul viitor, deci această latură internațională va fi respectată, tematica istorică nu vă pot dezvălui pentru că va fi ceva absolut spectaculos. Cum a fost și anul ăsta istoria contrafactuală, s-a dovedit o alegere de succes, i-am lăsat pe artiști să iasă puțin așa din regulile istoricului și numai că au venit cu lucrări foarte frumoase, că lucrări am avut la fiecare ediție, dar au fost cele mai multe lucrări, au fost 41 de lucrări originale anul acesta, ori se pare că trebuie să alegem teme cumva care să iasă, să fie un de frontieră. Da, de frontieră și cumva să fie în zona de confort artiștilor. E clar că nu mai merg temele legate de mitologia națională, chiar de mitologia europeană care se construiește sau care este political correct acum. E clar că trebuie să îi ducem pe artiști în zonele de confort unde pot să-și pună în valoare creativitatea. Și a treia ar fi că, la fel cum am avut mare succes cu acest Battle BD, o parte de program iarăși inspirată de la festivalurile de prestigiu din străinătate, și anul viitor o să avem parte de program original pe care nu le-am mai folosit, părți pe care nu le-am mai folosit în cele 6 ediții. Și ca să mă leg de această cifră norocoasă 7 și de ce spuneați dumneavoastră cu intratul la școală, vă asigur că o să fim niște elevi imprevizibil și destul de neascultători, pentru că festivalul ăsta de când a existat a fost neconvențional, nu a asemănat cu nimic și clar că nu o să fim elevii care vor veni îmbrăcați în uniformă, tunși regulamentar,
și cu mâine la spate vor răspunde profesorilor, respectiv presei, atunci când vor fi întrebați ce se întâmplă cu programul și ce surpriză avem. O să fim, sper eu, cum am fost până acum, relaxați, fără covor roșu, fără fițe, fără impresii că suntem mai mult decât suntem, dar nici mai puțin decât suntem. Și da, cel mai important lucru este ceva ce se repetă în fiecare an. Noi nu o să ne părăsim niciodată locul nașterii. Deci festivalul ăsta va exista atâta timp cât vom fi la Brașov și atâta timp cât Muzeul Județean de Istorie Brașov va avea interesul, inteligența și generozitatea să susțină împreună cu partenerii săi acest festival. Vă mulțumim și vă urăm succes! Mulțumesc și eu!